A plouat torențial în această după-amiază pe A2 București-Constanța. Au fost probleme la kilometrul 99 în zona localității Dragalina, în județul Călăraș. Vizibilitatea a fost redusă, motiv pentru care șoferii au fost îndemnați să reducă viteza pentru a evita să iasă brusc de pe șosea. Chiar și așa au fost mașini care s-au tamponat. Vremea rea nu a ocolit nici astăzi județul Constanța, unde situația era și așa disperată după ploile torențiale cele mai puternice din ultimii 20 de ani. În Amzacea, 160 de oameni au rămas pe drumuri. Din casele lor nu mai poate fi salvat nimic. Probleme sunt și în Vama Veche, Venus și Eforia Nord. Vorbim de faleze prăbușite, case inundate, mașini acoperite de ape. Peste 800 de oameni au cerut disperați ajutorul autorităților. Oamenii sunt disperați. Într-o singură zi și-au pierdut munca de o viață. Dormeam. Deci pur și simplu dormeam și a intrat apa peste mine și pe geam am fugit. Ce a rămas în urmă? Ia, dacă ne puteți arăta, vă rugăm. Deci, tot ce se vede, tot ce este mobilă, parchetul de afară, tot este distrus. Tot. Deci nu se mai poate recupera nimic. Am pus rumeguș ca să tragă umezeala în noroiul. În noroi am scos parchetul, l-am aruncat, ce să mai... Punem rumeguș ca să mai tragă din umezeală. Asta ce e aici. Termina totul de tot. N-am pus mâna pe nimic, momentan, aștept să vină la... și cineva ca să-ți descot, să vedem ce facem cu el. În momentul în care a început ploaia torențială, în această casă se aflau o femeie și nepotul său. Au reușit cu greu să se salveze, apoi în numai câteva minute casa a fost distrusă în totalitate. Numai în localitatea Amzacea, 160 de oameni au rămas pe drumuri. Plătesc 47 de milioane pe lună credit, că mi-am făcut casă și un om care nu a știut, nu a vrut pur și simplu. Canalele trebuiau decolmatate. Trebuiau curățate. Am lucrat 9 ani în primărie. Stătea om pe pod când erau ploi de genul ăsta. Am zugravit și am zis că până iarnă vreau să-mi iau și eu un pat, o masă, să mă mut și eu. Dar unde să mă mut de acum încolo? 2 săptămâni am de când am zugravit-o. M-am salvat. Am mers până apă, m-am notat că am speranțe să nu mă ia apa și pe mine. Deci am rămas fără nimic, pe drumuri. Să mă despăgubească nimeni. Asta o să ne facem noi pe parcurs de puțin. Că n-am apucat să facem nici asigurare pe casă. Primarul a ajuns în zonă. O localnică l-a luat la rost pentru modul în care a reacționat. I-ar fi cerut ajutor, dar edilul a spus că nu are ce să facă. Eu sunt distrusă, pentru că eu am stat în apă atâtea ore. Cu ce m-a rămas pe drumul? Cum să spuneți dumneavoastră, nu mă respect? Nu te respect? Asta e vorba dumneavoastră. Cu ce? Cu ce am greșit? Sunt datoare la primărie? Eu îți înțeleg supărarea, mă, dar nu am cu ce să fac. N-am cu ce să zic. E cât acum să constat toate pagubile care le-a avut și să vedem ce putem să ajutăm. Așa facem la toți. Probleme din cauza inundațiilor sunt și în Vama Veche, Venus și Eforie Nord. Stăm de vorbă acum cu domnul Mircea Fechet, este ministrul mediului. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! Domnule ministru, ce informații aveți? A plouat și astăzi, din fericire, nu atât de dramatic, astfel încât să crească și mai tare pericolul pentru oamenii din zonă. Ce informații aveți despre ceea ce se întâmplă, care este situația acum în zonele afectate de inundații? Am discutat mai devreme cu doamna director general a Administrației Naționale de Meteorologie, care mi-a spus că am depășit pericolul, că vremea se îmbunătățește și din informațiile pe care le avem la acest moment, pe termen scurt, nu așteptăm alte precipitații în zona Dobrogea de intensitatea pe care am avut-o în urmă cu foarte puțin timp. Însă mi-a mai spus ceva, doamna director, și anume că doar ce a terminat socotelile legate de vara care tocmai s-a încheiat și putem declara vara anului 2024 ca fiind cea mai călduroasă vară din istoria măsurătorilor ANM-ului, la fel cum fiecare lună averii a bătut toate recordurile ultimilor 100 de ani, că măsurăm de 120 de ani
la ANM. Iar în ceea ce privește precipitațiile, pentru că am întrebat-o și acest lucru, în luna august, pentru zona Dobrogea, abia doar în 2004 am avut precipitații și mai multe decât am avut anul acesta, respectiv 92 de litri pe metru pătrat. Anul acesta, acum în luna august, avem 85. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că schimbările climatice ne afectează pe fiecare dintre noi. Nu doar pentru că e mai cald decât era de obicei, avem recorduri de temperatură, însă fenomene de schimbări climatice nu înseamnă doar încălzire globală. Înseamnă și fenomene meteo extreme, de o intensitate din ce în ce mai mare și cu o frecvență din ce în ce mai mare, și atunci când în media lunară tu ai 30 de litri pe metru pătrat și plouă în 48 de ore 230 de litri sau 225 de litri cât am avut la Mangalia, vă imaginați că asta pune atât autoritățile locale cât oamenii în general într-o situație greu de gestionat. Domnule ministru, este evident după ceea ce s-a întâmplat acum și avem imaginile dezastrului, e clar că e nevoie de regândirea planului de mediu, ca să zic așa, la nivelul întregii țări. Pentru că schimbările climatice de care vorbeați fac să avem fie o căldură sufocantă, fie precipitații în exces, furtuni și așa mai departe. E nevoie, spre exemplu, de regândirea planului urbanistic în cazul orașelor. Avem nevoie de creșterea capacității de canalizări care să poată să absoarbă această cantitate uriașă de apă. Ce ar însemna pentru România să se pregătească pentru aceste schimbări climatice? Cât de mult ne-ar lua ca timp, cât de mulți bani ne-ar trebui? Să știți că primul lucru este accesul la informație. România trebuie să știe din timp cât va ploua și unde va ploua, pentru că așa putem să avertizăm cetățenii că există un pericol imediat, și e vorba de acele avertizări nowcasting, se numesc ele, care se transmit și prin mesajele RO Alert. Din acest punct de vedere, datorită unei investiții făcute din fonduri europene, Administrația Națională de Meteorologie are cele mai moderne radare meteo care există astăzi, și putem, spre deosebire de cele vechi, astăzi putem avea acces la niște informații de o acuratețe mult mai bună. Putem spune din timp cât va ploua și unde va ploua. Asta e în primul rând. În al doilea rând, bineînțeles că împreună cu administrația publică locală, cu primăriile, mai pe românește, trebuie să ne asigurăm că infrastructura pe care o avem la momentul acesta, mă refer cea de preluare a apei, canalizarea, podete pe care le avem, infrastructura trebuie să fie pregătită, pentru că la valul lui Traian, spre exemplu, mi s-a comunicat că au fost niște podete subdimensionate care au condus la acele inundații. La Costinești, după tragedia din 2005, atunci când s-a prăpădit și obeliscul celebru din stațiune, tot ca urmare a unor ploi extrem de abundente, acolo s-a amenajat o schemă hidrotehnică, a fost pusă în operă un an mai târziu, în anul 2006, și mi s-a comunicat că totul a mers bine, acolo n-au avut probleme. La fel la Valea Lazu, la Valea Agigea, unde au fost regularizate plajele, au fost probleme mai puține, în timp ce la Mangalia, spre exemplu, canalizarea pur și simplu nu a făcut față, lucru explicabil în contextul în care a plouat în 48 ore. Asta vă întrebam, ce se poate face astfel încât, vorbiți într-adevăr de localități unde sunt podețe și așa mai departe, dar vorbim și de orașe, vorbim de Mangalia, am vorbit de stațiuni în care mașinile au fost luate de apă, imaginile pe care le-am văzut cu toții sunt absolut de neimaginat.
până să fim avertizați prin acele mesaje RoAlert, care, apropo, vin cu câteva minute înainte și nu te mai ajută pe tine ca cetățean să faci mare lucru. Nu e ca și cum ți se, în momentul în care ți se spune cu 5 minute înainte că urmează să vină o furtună și o cantitate mare de precipitații, mai poți face ceva. Nu mai poți face nimic. Eu întreb de capacitatea autorităților centrale și locale de a pregăti orașele, localitățile, pentru astfel de evenimente, fie că e secetă extremă sau căldură îngrozitoare, cum a fost în această vară, fie că e vorba despre furtuni și o cantitate enormă de apă care se prăvălește pur și simplu peste localități. Mesajele RoAlert au, în primul rând, rolul de a salva vieți, de a proteja populația și de a o avertiza. În legătură cu dimensionarea sistemelor de canalizare sau cu dimensionarea sistemelor de preluare a apei pluviale, aici fără îndoială că cel puțin pentru cele pe care le proiectăm de azi înainte, pentru că, slavă Domnului, încă în România se construiește multă infrastructură și de canalizare la acest moment, cred că trebuie să ținem seama de faptul că statistica arată altfel decât arăta în urmă cu 30 de ani sau în urmă cu 50 de ani, atunci când se dimensionau aceste rețele. Acum e adevărat că nu putem să facem o rețea de 100 de ori mai scumpă sau de 100 de ori mai mare, doar pentru că din punct de vedere statistic există o probabilitate ca odată la 50 de ani sau la 100 de ani să ne confruntăm cu un anumit eveniment. Pentru că e vorba și de resursele financiare pe care le... E adevărat, domnule ministru, dar aveți vreo garanție că acest tip de eveniment se poate petrece doar o dată la 2-3 decenii? Nu. Pentru că vorbiți și vorbim cu toții despre schimbările climatice. Asta spun, că trebuie să schimbăm paradigma și trebuie să conștientizăm faptul că dacă aceste fenomene meteo extreme, cât discutăm de vijelii foarte puternice, că discutăm despre grindină sau despre cantități însemnate de precipitații într-un timp foarte scurt, într-un areal foarte restrâns, dar dacă în trecut discutam despre aceste lucruri ca fiind lucruri care se întâmplă odată în viață, să spunem, schimbările climatice și experiența altor state ne învață că se vor întâmpla din ce în ce mai des și se vor întâmpla cu o frecvență și cu o intensitate din ce în ce mai mare, ceea ce, bineînțeles, că ne pune pe toți în alertă. Tocmai din acest motiv, în Strategia Națională de Adaptare la Schimbări Climatice, document care a fost adoptat prin hotărâre de guvern în urmă cu 2 săptămâni, unul dintre capitolele acelei strategii este legată exact de modul în care administrațiile publice locale gestionează aceste fenomene și modul în care ar trebui să se pregătească. Cum intervenim înainte și cum intervenim după ce se întâmplă astfel de evenimente cu care ne vom confrunta. Nu avem de ales. De aici încolo tot așa o să ținem, însă există soluții tehnice pentru fiecare astfel de problemă, soluție care, bineînțeles, are nevoie de finanțare, pentru că lucrările de infrastructură de apărare la inundații, spre exemplu, sunt lucrări extrem de costisitoare pe care va trebui să le folosim și din acest motiv mă bucur că folosim, spre exemplu, din PNRR, 10 milioane de euro pentru astfel de investiții, fie în amenajări hidrotehnice, fie în apărări de mal pentru inundații datorate fenomenelor meteo extreme. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, să sperăm că vom și vedea puse în practică toate aceste lucruri din strategia care deocamdată rămâne scrisă pe hârtie.